Față de anii trecuți, ocuparea forței de muncă din câmpul lung înregistrează un trend ascendent. Prin realizarea unor mici întreprinderi, în special în domeniul componentelor auto, numărul celor care se află în plată la Agenția Locală pentru Ocuparea Forței de Muncă Câmpul Lung este în scădere. În ajutorul șomerilor vin și cursurile de calificare-recalificare pe care instituția amintită le organizează în fiecare an. Ca noutate, începând din această lună, ALOFM Câmpul Lung organizează cursuri de infirmier. Alte cursuri care vor demara în curând sunt de operator PC, lucrător în comerț, administrator pensiune, ospătar bucătar, dulgher și manicură-pedicură. În funcție de specificul acestor cursuri, durata lor este cuprinsă între 3 și 6 luni. De menționat este faptul că se pot înscrie toți cei care sunt în evidența agenției sau primesc ajutor de șomaj. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă prin Agenția Locală Câmpul Lung organizează în continuare cursuri de formare profesională. Am început deja curs de lucrător în comerț aproape de terminare, curs de infirmier, ca noutate pentru noi, și primim în continuare cereri pentru persoanele care doresc să participe la o altă serie acestui curs de infirmier. Încercăm să începem acum un curs de administrator de pensiune turistică și de ospătar. Am început și sunt în derulare cursuri și de coafor, manicurist, pedicurist, curs care zicem noi că este interesant, și curs de dulgher. Toate cursurile sunt gratuite pentru persoanele care sunt în evidența Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, șomeri indemnizați sau căutători de loc de muncă. Ca noutate pentru agenții economici sunt facilitățile pe care le pot primi dacă angajează din șomaj atât tineri cât și persoane cu vârstă peste 45 de ani.